Sorana Kirstea a avut un parcurs excelent la cele două turnee Masters din Statele Unite, Indian Wells și mai ales Miami, unde a ajuns până în semifinale. După ce a pierdut în două seturi strânse, Sorana nu uită înfrângerea cu Petra Kvitova. Am muncit extrem de mult să fiu aici și mă bucur că în sfârșit și rezultatele sunt pe măsura muncii și normal, a fost o lună foarte frumoasă și plină de un tenis de calitate. Am un gust amar legat de semifinală pentru că simțeam că pot mai mult. După evoluțiile excelente din turneele desfășurate pe hard, urmează sezonul european de zgură. Mă voi odihni câteva zile, apoi voi începe pregătirea fizică pentru sezonul de zgură, apoi voi începe antrenamentele aici la București, iar apoi mă voi duce la Monaco pentru antrenament, acolo are baza Thomas. Iar programul de turnee este unul clasic, Madrid, Roma, Roland Garros.